Când cea mai mare parte din dieta ta este compusă din insecte, trebuie să te adaptezi cumva. Să nu mai menționăm faptul că aceste insecte sunt capabile să te ucidă. Dar viesparul s-a descurcat. În mare parte, aceste păsări se hrănesc cu larvele de viespi și albine, precum și cu bucăți de faguri și miere. Sună destul de inofensiv. Dar albinele și viespile nu sunt foarte entuziasmate că cineva vine să le mănânce urmașii și clar că îl atacă. De la început, sub ace cade capul și gâtul păsării. Viesparul a trebuit să facă ceva cu asta și și-a crescut solzi. Păi, nu chiar din aia din care credeți voi. E vorba despre pene dure și solzoase, mai ales lângă cioc. Ele funcționează ca un lanț. Penele de lângă ochi, în general, au o structură specială, ca să protejeze la sigur pasărea de mușcăturile insectelor. Acul lor nu poate trece printr-o astfel de protecție. Este îndeoseb de puternică la mascul și nu, nicio altă pasăre nu poate să se laude cu o asemenea protecție. Asta este doar o caracteristică specială a viesparilor. Ah, și încă ceva. Pe insula Java există o superstiție că viesparii fură albinele, apoi zboară către oameni, ca albinele furioase să le atace pe ei. Ce vicleni! Însă, cu toate astea, studiile nu au confirmat acest lucru. Viesparii s-au aranjat cam perfect, aș spune eu. Aceștia pur și simplu au primit armura cadou de la evoluție. Pitohuiului cu creastă nu i-a mers la fel de bine. Este micuț și se hrănește în mare parte cu fructe. Poate să devină ușor victima unui prădător. Condițiile sunt cam așa și așa. De aceea, pitohuiul a decis să devină otrăvitor. Oamenii nu bănuiau asta până în anul 1989, până când ornitologul Jack Dannbucher n-a prins pasărea asta în plasele sale. În timp ce o elibera, pasărea l-a zgâriat. El a fost surprins că rănile erau cam dureroase. Pentru a atenua durerea, și-a băgat degetul tăiat în gură. Să nu faceți asta, pentru că limba și buzele lui au amorțit îndată. Oamenii de știință au descoperit că pitohuiul cu creastă mănâncă iată așa gândecei otrăvitori. Ca rezultat, în pielea acestei păsări se adună atât de multă toxină, încât câteva miligrame de piele mâncată de un șoarece poate să-l ucidă în câteva minute. Pe scurt, n-aș pune mâna pe pitohui. Și nativii Noi Guinee mănâncă aceste păsări, dar doar ca ultima soluție, pregătindu-le fără piele. Fiindcă dacă această piele ajunge în apa fiartă, veți primi o supă super, super otrăvitoare! Animale în armură bifat. Animale în armură otrăvitoare bifat. Poate mai există și animale antiglonț? Noi am decis să căutăm ceva legat de acest subiect și știți ce am găsit? Desigur, armadillo, sau cunoscut și sub alt nume, tatu. Despre faptul că și-a creat un fel de scut din niște solzi super tari știu toți. Sunt o grămadă de scuturi micuțe, în cap, pe umeri, în zona pelviană, totul pentru maxima protecție. Eu nu i-aș fi numit de fapt antiglonț la 100%. Natura nu i-a conceput chiar așa. Și totuși, când un bărbat din Texas s-a împușcat într-un armadillo de 3 ori, unul dintre gloanțe a ricoșat înapoi în el. Au trebuit să-l transporte la spital de urgență, iar animalul a dispărut. Un alt caz a avut loc în statul Georgia. Acolo un bărbat a decis să împuște un armadillo, cine știe de ce. Dar glonțul a ricoșat la fel și a nimerit în soacra care se odihnea nu departe la soare. Cu ea e totul bine acum, nu vă faceți griji. Ok, ne-am lămurit cu armadillo sau, cum am mai spus înainte, tatu. Avem o informație mai serioasă. Păsări emu antiglonț. Cine ar fi crezut că au astfel de caracteristici? Oamenii au aflat despre asta în anul 1932, când în Australia a început un mare război cu aceste păsări. Ele au început să se înmulțească rapid și să mănânce culturile agricole.
Acestea literalmente distrugeau recoltele îndată ce deveneau comestibile și oamenii rămâneau fără nimic. Le pasă păsărilor iemul de asta? Nu! Atunci, ce credeți că s-a întâmplat? Australia le-a declarat război! Cel mai adevărat război! Soldați reali înarmați cu mitraliere Lewis și o grămadă de muniție trebuiau să rezolve problema. Dar iemu s-au dovedit a fi surprinzător de rezistente la mitraliere. De îndată ce soldații începeau să împuște, păsările pur și simplu fugeau în toate părțile. Și vrem să vă amintim că sunt foarte și foarte rapide. Ajung la viteza de 40 de km pe oră, plus penele, și iată s-a dovedit că glonțul nu ajunge la iemu. Pentru a ucide o singură pasăre era nevoie de 10 gloanțe. Mai târziu, majorul care era în capul ofensivei a spus, citez: "Dacă am avea o armată cu caracteristici antiglonți ca ale acestor păsări, ar fi putut rezista în fața oricărui inamic din lume." Căci acestea pot rezista mitralierelor cu invulnerabilitatea tancurilor. Aici voiam să facem o tranziție frumoasă și să vă invităm să vă uitați sub picioarele păsărilor antiglonți. Ca să vedeți furnica tăietoare de frunze și super armura ei. Dar treaba e că iemu și aceste furnici trăiesc pe două continente total diferite. Nu mai contează. Furnicile tăietoare de frunze sunt foarte puternice datorită exoscheletului lor, dar se pare că asta le-a părut puțin și atunci a apărut armura biominerală. Înțelegeți, da? Sunt niște furnici de piatră. Acest înveliș este format din calcit cu o cantitate ridicată de magneziu. De obicei, asta se întâlnește doar la crabi și omari, dar cu siguranță nu la insecte. Furnicile tăietoare de frunze au această cochilie de piatră care e formată din mii de cristale minuscule, care le fortifică exoscheletul. Și desigur că nu apar de nicăieri. Din câte am înțeles, furnicile sunt ajutate de bacterii simbiotice, care le protejează de ciupercile dăunătoare și în același timp le construiesc treptat armura. Iar aceasta deja le ajută pe furnici să-și păstreze toate membrele în bătăliile cu alte furnici. Oamenii de știință au făcut și teste în plus ca să se asigure. Există armură? Felicitări! Nu există armură? Nu există cap! Dar dacă te gândești bine, armura creată de bacterii e o nimica toată comparativ cu armura din fecale! Unii dintre gândaci care mănâncă frunze se nasc la propriu într-un cocon de fecale ale mamei sale. Femela cu multă grijă acoperă oul cu ele, iar atunci când tânărul gândac apare pe lume, se târăște astfel cu coconul său. Scoate doar capul și labele. Mai adaugă fecale pe măsură ce crește, încât totul să fie de mărimea potrivită. O astfel de armură sperie prădătorii. Deseori aceștia nici nu se apropie de gândac, pentru că le pare că în fața lor stă o bucată de fecale, dar faptul că se târăște nu-i deranjează. Dar chiar și cele mai protejate și întărite creaturi nu se compară cu el. Gândacul Nosoderma diabolicum arată ca o bucată de asfalt, cam de câțiva centimetri lungime. Nu poate zbura și cu greu ar atrage atenția oamenilor de știință. Dar acest gândac are o chestie specială. Poate rezista o greutate care îi întrece greutatea sa de 39.000 de ori. Ca și cum pe un om ar fi puse 25 de balene albastre, iar el ar ieși de sub ele, s-ar scutura și ar merge mai departe de parcă nimic nu s-a întâmplat. Sau 40 de tancuri M1 Abrams, sau 280 de autobuze roșii britanice cu două etaje. E atât de tare chestia asta că putem continua lista până la nesfârșit. Da, e clar că așa armură e necesară pentru a se proteja de prădători, dar și colecționarii sunt entuziasmați de așa exemplar. Printre ei este bine cunoscută durabilitatea fantastică a acestui gândac. De el se îndoaie chiar și acele de oțel, care de obicei sunt folosite pentru demonstrarea insectelor. Ca să se descurce cu armura acestui gândac, omul are nevoie de un ciocan sau de un burghiu și tot va fi foarte, foarte greu.
Iar când ești o pasăre și nu ai instrumentele necesare la îndemână, na, trebuie să cauți alt prânz. Și acum, doamnelor și domnilor, faceți cunoștință! Asta este Cistisoma. Nu vedeți nimic? Dar așa? De fapt, unica posibilitate de a vedea-o este de a o fotografia sau filma. Pentru că în așa fel se folosește lumina artificială. În condiții naturale, nu există atâta lumină ca să o poți vedea. Sună straniu, dar această creatură se deghizează în apă, adică este transparentă. E convenabil atunci când trebuie să te ascunzi în ocean. Dar nu este suficient. Cistisoma a mers mai departe și a creat o mantie a sa invizibilă, antireflex. Ea chiar este necesară. Predătorii din adâncuri chiar pot să-și ilumineze prada, dar cum să iluminezi ceva ce nu reflectă lumină? Este cunoscut că structura corpului lor arată ca aripile fluturelui de sticlă, dar se pare că e doar o parte din adaptările lor. Oamenii de știință trebuie să mai efectueze multe cercetări pentru a afla cum acestea au ajuns să fie așa cum sunt. Dar ele nu sunt unicile creaturi transparente din ocean. Puii unor pește nu au nicio protecție, de aia se străduie să se contopească cu apa, până când vor crește. Știți cum se întâmplă, nu? Când în copilărie erai de neobservat, iar când crești mare, ai armură din solzi. Nu știți, dar Arapaima știe. Când locuiești în Amazon, este necesar să ai o protecție bună și acești pești literalmente și-au crescut armură. Stratul exterior este foarte dur și mineralizat, prin care este greu să pătrunzi. Stratul exterior este conectat cu cel interior, elastic de colagen. Așa se întâmplă că armura poate să se deformeze la mușcătură, dar nu se rupe. Nu este străpunsă, astfel protejând peștele de la traume. Adică chiar dacă cineva atacă Arapaima, predătorul nu va avea niciun succes. Zero. Serios. Este o protecție atât de eficientă și bună încât oamenii vor să facă ceva asemănător, pentru a crea veste antiglonți pentru oameni. Dar oamenii de știință nu sunt evoluția, nu le iese nimic până acum. Inamicul numărul 1 al arapaimelor sunt vidrele gigantice. Ele pot să muște armura acestor pești, până când? Mi-e frică să mă gândesc ce vor crește acești pești peste câteva milioane de ani. Stop! Toate speciile de pești despre care am vorbit până acum sunt așa din cauza predătorilor. Haideți să ne diversificăm! Boii moscați, cu totul altă treabă! Dușmanul lor în cazul dat este gerul, adică au și inamici din lumea animală, prădătorii, dar pentru ei boii moscați au coarne și un craniu foarte puternic. Habitatele lor sunt foarte reci. Tundra pustie cu niște vânturi ucigătoare și temperaturi sub minus 40 de grade Celsius. Foarte frig, super frig, super mega frig! Dacă nu puteți să vă imaginați aceste condiții, poftim, uitați-vă! De aceea, fiecare parte a corpului boului moscat, cu excepția ochilor, buzelor și a nărilor, sunt acoperite cu un strat gros de blană. De fapt, aceasta este creată din două straturi, cel exterior lung și cel interior gros și des, de 8 ori mai cald decât lâna oilor. De 8 ori? Păi în așa blană pe acest frig nu simți nimic! Cu așa protecție, aceștia seamănă cu niște butoaie cu picioare scurte. Și asta este necesar pentru menținerea căldurii. De asemenea, pentru a rezista frigului, boii moscați aproape că nu se mișcă. Straniu, dar asta funcționează! Prieteni, ăsta a fost episodul nostru de astăzi. Scrieți-ne în comentarii ce ați aflat nou. Nu uitați să ne dați un like și să apăsați pe clopoțel pentru a nu rata următoarele episoade. Pe curând!